o să vorbesc din, din postura unui hoț. De ce? Pentru că am furat foarte mult de la neafane. Așa spuneam noi puștanii, actoricii mici, domnul Iordache, așa pe șest să nu ne audă, deși sunt convins că nu s-ar fi supărat. Și am furat cu lingura mare, pentru că m-a ajutat Dumnezeu să fiu prin preajma lui în vreo câteva proiecte, în vreo două filme, ale domnului Pița. Și stăteam cu colegul meu Marius Stănescu și ne minunam, pur și simplu. Și bineînțeles furam fiecare cam ce considera. Țin minte că odată la Eu sunt Adam, regia domnului Pița, la un moment dat, domnul Iordache, îmi spune, îmi vorbeam așa, puțin pe nas când eram, dar nu vin puțin încă ce, spunem de personaj, hai să vorbim. Și eu cu Marius ne uitam cam, cum te uiți, să nu cumva să se prindă, că noi suntem atenți la ce face. Și domnul Pița îi povestea despre personaj, iar domnul Iordache se schimba corpul, nu fizic, adică nu, ceva pe dinăuntru, un mecanism, nu știu cum. Asta cred că se numește har și e dat numai de Dumnezeu și e dat numai anumitor persoane, că sunt actori hărăziți și actori hăruiți. El era un hăruit, după părerea mea. Ne-am și nu foarte vii, plăcea să aibă mulți oameni în preajmă. Adică asta știți, că sunt probabil și mulți care privesc acum chestia asta. Poate sunt fiind dintre finii domnului Iordache printre voi. Mi-aș fi dorit ca fiecare actor român să fie stat măcar 5 minute cu domnul Iordache. Sper că acolo unde e la Dumnezeu să îi fie iertat absolut tot, pentru că ce-a dăruit el publicului românesc și nu numai românesc, ce-a dăruit colegilor lui de breaslă este, aș putea spune, inestimabil. Nu vreau să par prea elogiativ, pentru că Ștefan Iordache înseamnă, e suficient, nu trebuie să mai explic eu. Acum când vorbesc, deși sunt în fața unei camere, îmi tremură mâinile. Doar că sunt mai emotiv un pic și nu știu. Uitați-vă la filmele lui, uitați-vă la fiecare detaliu pe care îl face, pentru că nu e nimic în plus. Absolut nimic în plus. E făcut cu măsură și cu o cadență. Uitați-vă la măsura actoricească pe care o dă. E o valoare, e ca un obiect de artă. E artă. Ceea ce văd. În final vreau să spun doar atât. Să-l ierte Dumnezeu. Să ne ierte și pe noi că n-am fost atenți la el. Să ne dea Dumnezeu și nouă să jucăm la intensitatea cu care putea să joace domnul Iordache. Și să ne trezim puțin și să avem modestia, inteligența și generozitatea domnului Iordache.